Pe 20 august va debuta Liga de Tineret, competiție înființată de FRF în această vară pentru a înlocui Liga Elitelor Under 19. La startul acestei întreceri se vor regăsi cele mai bune 24 de echipe din clasificarea academiilor. Acestea vor putea folosi jucători Under 18, dar și 3 fotbaliști peste limita de vârstă, fără a depăși însă categoria Under 21. Cele 24 de formații au fost împărțite în două serii de câte 12 echipe, urmând ca în sezonul regular să se dispute 11 etape, jucând fiecare cu fiecare în sistem tur. Cele mai bine 6 echipe clasate se vor califica în play-off, iar celelalte 6 vor evolua în play-out. În play-off și play-out se vor disputa 10 etape în sistem tur-retur. Primele două formații din clasament la finalul play-off-ului din fiecare serie se vor califica la turneul final, unde vor avea loc semifinalele și finala competiției. Campioana Ligii de Tineret va reprezenta România în UEFA Youth League. Printre echipele care vor lua startul în Liga de Tineret se regăsește și FC Argeș. Alb-violeții au fost repartizați în seria Vest și vor avea de înfruntat adversari puternici, printre aceștia fiind și AFK Csíkszereda Miercurea Ciuc, campioana Ligii Elitelor Under 19 din sezonul trecut. În aceeași serie au mai fost repartizate Universitatea Craiova, CFR Cluj, Politehnica Timișoara, Universitatea Cluj, Ripensia Timișoara, UTA, Sepsi OSK Sfântul Gheorghe, Viitorul Cluj, Banatul Timișoara și Kids Tâmpa Brașov.